Următoarea noastră invitată cred că deja a descoperit toate secretele broderiei și mai nou a lăsat activitatea de bază după ce timp de 18 ani a făcut această activitate de bază pentru a se dedica pasiunii pentru ei, pentru broderie și pentru tot ce este frumos, de fapt. Discutăm în continuare cu doamna Stella Moldovanu. Doamna Moldovanu, bine ați revenit la noi! Bine v-am regăsit! Și mă gândesc acum cum să vă prezint, antreprenoare? Poate fi, pentru că în esență sunt antreprenoare. Da. Eu așa mi s-a părut deosebit și interesant când am văzut că cu ceva timp în urmă ați făcut o postare pe Facebook și mărturisează despre faptul că după 18 ani în care ați avut o activitate de bază, tot un antreprenoriat, ați renunțat și vă dedicați acum unei alte mari pasiuni, și anume IA, și aveți o IA superbă astăzi. Mulțumesc, da, am făcut acest pas pentru că mi-am canalizat cumva energia în altă direcție, dar am făcut pentru că știu sigur că sunt persoane care au rămas să continue ceea ce am început eu și sunt oricum alături de această afacere, pentru că este o afacere de familie și nu ai cum să ieși definitiv din ea. Dar știu sigur că sunt oameni care fac în continuare treaba bine și de asta am avut toată siguranța că las lucrurile în ordine. Dar s-a copt mult ideea asta în sufletul dumneavoastră, da, și în mintea dumneavoastră? Da, s-a copt și a fost un moment destul de dificil și au fost multe căutări și multe întrebări și cumva o senzație că trebuie să faci acest pas, altfel nu poți, pentru că pentru a seta o nouă afacere sau pentru a încerca să realizezi mult mai mult într-o anumită direcție, trebuie să fii focusată maxim acolo și atunci... Și e interesant că cumva ați lăsat această primă afacere după 18 ani, deci practic ați crescut copilul până la 18, până la majorat, l-ați trimis în lume și v-ați apucat de alt copil. Bine, eu mă apucasem de acest al doilea copil încă acum câțiva ani, deci cumva lucram paralel, dar la un moment dat am zis până aici trebuie să merg într-o direcție în care îmi face extrem de multă plăcere să lucrez și este mult acolo de săpat și de adunat și de lucrat. În genere este un domeniu foarte, foarte vast. Și ca să dăm niște explicații, așa să deschidem parantezele, acum sunteți cea care învață pe alții, pe alte femei, să brodeze, să coase ei. Da, este activitatea de bază, sunt cursurile mele online. E frumos că am descoperit această posibilitate de a transmite informația pe online și sunt 3 cursuri online pe care le-am creat și pe care le mențin în continuare. Și da, avem deocamdată doar femei printre cele care sunt în comunitatea noastră care să lucreze direct cu noi. Ați avut frici, temeri înainte să faceți această tranziție definitivă? Da, am avut frici, am avut temeri, am avut foarte multe îndoieli, dar până la urmă cred că așa a trebuit să fie. Și vreau să știu ce au spus membrii familiei dumneavoastră, fetele, copiii, soțul? Bine, cu membrii familiei s-au dus discuții de mult timp și până la urmă această decizie a fost oarecum și pentru ei foarte clară, pentru că eu deja în ultimul an am dedicat practic tot timpul meu pentru ceea ce dezvolt legat de cămașa tradițională românească și atunci cumva a ieșit și firesc această tranziție și această dezlipire de primul nostru copil ca și afacere. Mă gândesc că sunt mulți alți oameni care ar vrea să facă o schimbare mai târziu în viață, nu la 20 de ani, și poate că nu au suficient curaj. Cred că curajul vine atunci când ești sigur că ceea ce faci este un pas corect, este un pas care te inspiră. Pentru că eu sunt absolut sigură că dacă ai deschidere pentru ceva nou, pentru că acolo unde este noul, acolo unde este necunoscutul, acolo este un potențial foarte mare. Și dacă și îți place tare ceea da, ce bineînțeles, trebuie să-ți placă, altfel nu are sens să rupi niște poduri. Doamna Moldovanu, explicați-mi, vă rog, ce purtați astăzi? Eu astăzi port o cămașă veche, este o cămașă de gorj, este țesută, nu este brodată.
Este o metodă pe care o foloseau femeile pentru ca să realizeze mai ușor cămașa, pentru că în timp ce țeși, iese cumva mai repede, mai rapid procesul. Și din acest motiv și ornamentele se repetă pe toate părțile cămășii. Uh-huh. Da, deci... eu sunt pasionată de vechituri, de cămășile astea care pentru mine sunt cu adevărat valoroase pentru că au poveștile lor și pentru că sunt realizate cu foarte multă grijă și foarte, foarte autentic, adevărat. Știți și câți ani are? Nu aș putea să zic cu exactitate câți ani are, s-ar putea să aibă... să fie din perioada postbelică, deci cumva ceva în jur de 50-60 de ani, poate, poate mai mult. Și acum mă întreb dacă faptul că trebuie să vă dedicați timpul pentru a preda această artă altcuiva, vă rămâne mai puțin timp pentru propriile ei sau în continuare coaseți și pentru dumneavoastră? Eu cos în continuare pentru că, propriu zis, participarea la curs înseamnă să coase în paralel cu cursantele noastre și atunci timpul ăsta pe care îl dedic pentru cusut rămâne în continuare un timp foarte special, pentru că acolo este magia care se întâmplă și de acolo vin toate și se nasc ideile, pentru că e timpul pentru meditație și pentru terapie prin cusut. Și asta voiam să vă întreb. Cu siguranță nu e doar despre a broda și nu e doar despre a coase, e mult mai mult decât atât. Exact, este mult mai mult decât atât și tocmai acest aspect vreau să-l dezvolt în cursul nostru actual, care se numește Pasărea Măiastră și care este un curs dedicat totalmente acestui aspect care nu se vede, dar care se simte foarte mult în proces. Și știu că sunteți întrebat asta de foarte multe ori, dar o să vă întreb și eu acum încă o dată. Ce stare vă aduce? Iată, timpul ăsta în care puteți să stați în liniște și să lucrați la oie. Cred că e starea aceea de bine pe care o căutăm. E liniște, este limpezirea gândurilor, este... o stare în care ajungi să savurezi acest proces, în care ești aici acum, pentru că este un proces firesc în care trebuie să fii foarte atentă, foarte focusată pe detalii. Nu mai ai timp să te gândești în alte părți, ori mintea în acest moment chiar își găsește liniște. Și fiicele dumneavoastră și-au cusut deja prima ie sau nu? Cea mare nu este foarte pasionată de cusut, cea mică, mijlocia noastră, da, la 13 ani și-a cusut o ie, a înțeles care este procesul, acum este ocupată cu alte activități în viața ei, trebuie să devină anul acesta student, deci cumva este în alte părți, dar cu siguranță e un proces la care probabil va reveni. Și băiețelul dumneavoastră mai pescuiește? Acum iarna nu prea a fost la pescuit, dar sigur își pregătește toate ustensilele să fie în formă când se va deschide sezonul. Îl mai așteptăm la noi, chiar aș vrea să ne mai povestească despre ce o să mai prindă. Doamna Moldovanu, mulțumim mult pentru că ați trecut pe la noi în seara asta și pentru că am povestit așa puțin despre această schimbare din viața dumneavoastră.